Primul care mi-a atras atenția este cea cu sarea, piperul, ardeiul în mâncare. Într-un restaurant francez, dacă ce chemă să-ți aducă sare să pui în mâncare, ești pierdut. La limită poate să te dea și afară din restaurant. Pentru că este considerată o jignire la adresa bucătăriei locului. Așadar, cred că o extindere a acestei povești. Fleșul să nu intre în restaurantele în Paris. Asta e un lucru. În orice caz, nu cred că poți să ceri acolo un ardei iute. Al doilea lucru, povestea cu domnul care însoțește doamnele la toaletă. Trebuie să vă spun că lucrul cel mai uimitor pe care l-am trăit în preajma lui Constantin Noica a fost întâmplându-se să mă aflu la mese în prezența sa, am observat la început cu uluire, pentru că nu știam ce înseamnă asta, de câte ori se ridica o doamnă de la masă, domnul Noica, care oricum avea un aer extrem de gentilom, era un aristocrat de săvârșit. În clipa în care se ridica o doamnă de la masă să se ducă semne la toaletă, el se ridica automat de pe scaun. În clipa în care se întorcea, se ridica automat de pe scaun. Deci asta s-ar părea că era eticheta în interbelii. În niciun caz, sunt de acord cu tine, cea de aici nu e recomandat. Și în sfârșit, al treilea lucru, care mă contrariază de data asta pe mine, în măsura în care mail-urile, e-mail-urile nu au un statut foarte clar în mintea noastră. Sunt ele scrisori sau sunt telefoane în scris? Pentru că cei care spun că sunt telefoane în scris, acceptă formula bună ziua, bună dimineața, bună seara. Mie mi se pare straniu. Este evident că este o formă de scrisoare trecută pe un mediu electronic. Și normal e să spui, dragă domnule cu tare, dragă doamnă cu tare. De câte ori primesc un e-mail în care mi se spune bună ziua domnule Liceanu, mă tristez. Așa încât aș adăuga, dacă nu există în carte, acest lucru esențial. Trecerea e-mail-urilor de la scrisori la telefoane este un scandal. Mulțumesc!